Dragnea, interviu în presa americană, cel mai puternic politician din România spune că lupta anticorupție a mers prea departe. Liviu Dragnea a acordat marci, 10 mai, un interviu agenției americane de presă The Associated Press. Liderul PSD, numit de jurnal subliniere T de peste ocean cel mai puternic politician din România, susține că lupta anticorupție a mers prea departe. Agenția americană nu uit să menționeze că Dragnea a fost împiedicat să devin prim-ministru de condamnarea penală. Liviu Dragnea, subliniere full Partidului Social Democrat, la guvernare în România, a declarat într-un interviu pentru The Associated Press că după ce ani de-a rândul politicienii se cepau după ce luau mit, agenția anticorupție din România a mers prea departe în urmărirea oficialilor guvernamentali suspectați de luare de mit, abuzând serviciu sublinierei alte fapte ilegale, se arată în articolul din presa americană. A fost o perioadă mulți ani în care, de obicei, oricine era la putere nu era investigat. Am ajuns acum în cealaltă extrem, unde toți cei din clasa politică ar trebui acuzați, urmăriți, investigați sublinierei trim sublinierei în judecat, a declarat Dragnea. Agenția americană aminte sublinierete nu doar de condamnarea lui Dragnea, ci sublinierei de cel mai recent dosar al său. Liderul PSD sublinierei a susținut nevinovăția ei în interviul de marci sublinierei a declarat că va lupta până la sfârșit sublinierea IT pentru a dovedi acest lucru. În schimb, Dragnea a refuzat să comenteze pe tema unei eventuale candidaturi la alegerile prezidențiale din 2019. În acuzațiile sale la adresa DNA, Dragnea a amintit de cazul judecătorilor de la Cluj, printre care sublinierei judectoarea Bârsan, care au fost achitați definitiv, după 4 ani în care au fost suspendați din magistraturi din cauza acuzațiilor de corupție. Cine le va da acei ani înapoi, a afirmat liderul PSD. Dragnea a mai declarat că, în opinia sa, România va găsi treptat o abordare corect, legal sublinierei constituțional pentru lupta împotriva corupției. The Associated Press aminte sublinierete de tentativa PSD de schimbare a legii penale, prin 8-13, care a dus la proteste de strat de amploare. Cu referire la legile justiciei, Liviu Dragnea spune că Uniunea Europeană sublinierei diplomații au examinat proiectele sublinierei au ajuns la concluzia că nu afectează independența sistemului judiciar. Liderul PSD a insistat că partidul său este unul eurofil, care susține conceptul UE. În același sublinierei timp, Dragnea a declarat că România sublinierei alte țări din Europa de Est sunt îngrijorate cu privire la proiectul Europei cu două viteze, care lasă în spate națiunile mai sărace, în timp ce națiunile bogate primesc beneficii. Liviu Dragnea le-a spus jurnal sublinierătilor americani că românii nu ar trebui să uite beneficiile sublinierei fondurile care vin la pachet cu apartenența la UE. În același sublinierei timp,
pentru noi este important ca principiul coeziunii să fie respectat, sublinierea diferențele de dezvoltare să nu se accentueze, ci să fie diminuate, a mai declarat Dragnea.